După ce a câștigat titlul la Dubai în februarie, Halep a declarat forfei pentru turneul de la Doha din cauza unei tendinite potrivit unui remene făcut atunci. Din cauza aceleiași accidentări, campioane în titlu de la Wimbledon a anunțat și faptul că nu va participa la turneul de la Indian Wells anulat ulterior, aceasta fiind prima competiție care a fost suspendată din cauza pandemiei de coronavirus. Îmi doresc să joc din nou tenis, îmi lipsește echipa mea, jucătorii, îmi lipsesc turneele, îmi e dor de toată lumea din circuit. Știu că e un pic dificil pentru toată lumea această perioadă, dar dacă vom sta acasă, dacă vom fi puternici și optimiști, totul va fi bine. Abia aștept să putem călători din nou, să joc tenis din nou. Vă transmit toate cele bune și să stați în siguranță acasă. Sezonul în tenisul profesionist a fost suspendat cel puțin până la data de 13 iulie, fapt care a determinat și anularea turneului de mare șlem de la Wimbledon. Halep a cucerit titlul la ediția de anul trecut, după ce a învins-o pe americanca Serena Williams cu 6 la 2, 6 la 2.